Hei, sunt Andra Dadan, expert în relații, iar tu urmărești acum Fine Love, locul ideal unde poți afla cum să ai dragoste și fericire. Astăzi voi răspunde la o întrebare pe care mi-a adresat-o o cititoare referitor la soțul ei, care a aflat de la el, tocmai a aflat de la el că vrea să divorțeze pentru că s-a îndrăgostit de o altă femeie. Iată mesajul Mihaelei, devastată de comportamentul soțului ei. Draga Andrada, soțul meu, după 17 ani de căsnicie, vrea să pună capăt căsniciei noastre. Ultimii 2 ani au fost foarte grei, cu multe sacrificii, deoarece ne-am construit o casă undeva la țară pentru a ne retrage mai încolo. El în tot acest timp a lipsit mult de acasă, spunând că are multe drumuri de făcut să supravegheze lucrările. Lipsea și în weekend-uri, spunând că stă acolo cu muncitorii. Era tensionat și nervos. Când îl întrebam dacă este supărat, îmi spunea că este obosit din cauza stresului cu muncitorii, cumulat cu oboseala de la servici. Simțeam că ceva este în neregulă, dar am pus-o pe seama banilor, a oboselii și a grijilor cu casa. Exact la o săptămână după terminarea casei, când am respirat și eu ușurată că în sfârșit ne putem relua viața noastră de dinainte, brusc a venit la mine într-o zi și mi-a spus că vrea să divorțăm. Am aflat mai târziu că este de fapt vorba de o altă femeie. Andrada, sunt devastată și șocată. Mă simt pierdută. Toate visele mele s-au năruit brusc și simt că viața mea s-a sfârșit. Nu știu încotro să o apuc. Inima mea este bucăți, simt că se rupe ceva în mine, visele mele sunt năruite și mă sperie îngrozitor situația în care mă aflu. Mă cuprinde disperarea. Părinții mei au murit, nu am prietene, el este singura mea familie. Soțul meu când vine, când pleacă, când rămâne acasă, uneori lipsește nopțile, în weekend-uri nu stă mai deloc, decât foarte rar. Încă mai facem dragoste, ca apoi să avem discuții despre cum ne-am distanțat. El îmi spune că pur și simplu nu mai simte. Nu înțelege ce se întâmplă, îmi spune. Că simte față de cealaltă femeie lucruri față de care, alături de mine, nu le-a mai simțit. Că ne lipsește ceva, că relația cealaltă nu este o aventură și că este ceva serios. Andrada, nu știu ce să fac. Îl iubesc încă atât de mult și el spune că mă iubește, dar că acum vrea să meargă pe alt drum. Ce mă sfătuiești că ar trebui să fac? Ei bine, dragă Mihaela, în primul rând vreau să știi că îmi pare extrem de rău pentru situația în care te afli. Nu este ușor. Momentul în care apare o despărțire alături de o persoană față de care ai trăit atâția ani, mai ales în cazul unei căsnicii, seamănă cu a pierde pe cineva drag. Uneori, despărțirea sau divorțul în sine este chiar mai dureros decât a pierde pe cineva drag. De ce? Pentru că în momentul în care ai pierdut pe cineva drag, știi clar că a fost soarta, așa a fost să fie și acea persoană pur și simplu nu mai este. Însă în momentul în care intervine o separare, despărțirea, divorțul, este ca și când ție ți este sete, paharul cu apă este în fața ta, însă pur și simplu nu ți se mai dă acces la el. Iar trecerea printr-un divorț, într-adevăr, uneori este mai dureros decât moartea, decât a pierde pe cineva drag. Știu cum e, îmi pare rău că trec prin această situație, însă vestea bună este că există o cale prin care poți face ceva. Situația chiar nu este atât de disperată cum o vezi tu în acest moment. O să încep prin a-ți răspunde printr-un film. O să te invit să urmărești un film, și anume este un film francez pe care eu pur și simplu îl iubesc. Este extrem de relevator pentru provocările unei căsnicii, pentru adevărata fața lucrurilor dintr-o căsnicie legat de infidelitate și provocările unei relații, tocmai tratând această temă a infidelității. Filmul se numește în limba franceză, o să ți-l spun pentru a-l urmări, numele lui în franceză.
Il Semerian rompe beaucoup d'enfants, și anume traducerea în limba română este fericiți până la adânci bătrâneți. Este vorba despre o femeie aflată într-o situație similară cu soțul ei, când acesta se îndrăgostește de o altă femeie, iar vine, îi spune soției că s-a îndrăgostit, soția, la aflarea veștii, decide că vrea să-și salveze căsnicia. Și ce face? Este extraordinar filmul și modelul de urmat pentru această femeie care decide să-și salveze căsnicia. Atenție, este un film franțuzesc, era o franțuzoaică, poate franțuzoaicele au asta în sângele lor și știu exact, într-o manieră instinctivă, ce să facă pentru a salva căsnicia. Ei bine, această femeie nu-i confruntă pe cei doi sub nicio formă, nu-l confruntă nici pe soțul ei, nici pe amantă, nu face nimic în sensul unei confruntări și pur și simplu pleacă, acceptă situația, nu-i spune nimic soțului, se duce la țară, își închiriază o casă superbă acolo și își construiește ea însăși o viață minunată prin care își face o viață plăcută pentru ea. Și îi arată practic soțului ei că își face o viață separată de soț prin care ea poate să fie fericită și împlinită separat de el. Aveau și un copil, ia copilul și se duce să-și construiască această viață frumoasă separat de soț. Desnondământul, bineînțeles că este un film cu happy ending, soțul renunță la amantă, devine brusc interesat de această femeie nouă care apare în fața lui, fericită, care își construiește o viață singură prin care ea devine împlinită prin ea însăși. Și care este morala acestui film? Morala acestui film este că o femeie nu trebuie să-și pună viața pe hold pentru un bărbat. Iar acum, ca să revin la situația Mihaelei, sfatul meu pentru tine, Mihaela, este următorul. Tu, în momentul de față, trebuie să decizi dacă această căsnicie merită să fie salvată după atâția ani. În primul și în primul rând, ce înseamnă merită să fie salvată, trebuie să evaluezi situația și să vezi dacă ceea ce face el îți creează prejudicii atât de mari. Din punctul meu de vedere, prejudiciu atât de mare înseamnă când siguranța ta este pusă în pericol, ceea ce nu este cazul. Este doar vorba de infidelitate. Siguranța ta nu este pusă în pericol. În plus, sunt anumite momente într-o căsnicie sau într-o relație când nu mai este absolut nimic de făcut, nu mai este nici o posibilitate de a salva căsnicia, ceea ce în cazul tău, deși el spune că nu mai este nimic de făcut și că el a decis să meargă pe alt drum, mie mi se pare că nu este chiar atât de irreversibil, bineînțeles, nu știm desigur dacă este chiar așa, însă el continuă să mai vină acasă, continuă să mai vină, mai faceți dragoste din când în când, mai discutați. În momentul când nu mai este absolut nimic de făcut, el pleacă efectiv, ușa s-a închis după el și dispare, este plecat cu bagajele făcute, mutat în altă parte și îți arată clar că totul s-a terminat. Acum, ce este de făcut? Sunt două posibilități prin care tu poți acționa pentru a debloca situația în care te afli. Care sunt aceste două posibilități? În primul și în primul rând, tu trebuie să-ți iei decizia. Decid dacă îmi salvez sau nu îmi salvez căsnicia. Numărul 1, dacă tu ai decis că îți salvezi căsnicia, atunci trebuie să și acționezi ca atare. Ceea ce nu va funcționa este să te agăți de el, este să-i dai ultimatumuri, este să plângi, este să îl confrunți, să iei legătura cu amanta, să-l suni. Te uiți la palmele mele, aici ești tu, aici este el. Dacă tu vei continua să te duci către el, să te minimizezi, să te pui la picioarele lui și să insiști
să-ți dea explicații și să-i arăți cât de îndurerată ești, atunci el se va îndepărta, pentru că pe orice pui presiune, îți rezistă și se îndepărtează. După ce alergi, cu atât nu poți să prinzi acel ceva. Însă în momentul în care dacă tu te distanțezi, pleci de acolo, îți construiești o viață a ta și începi să redevii acea femeie de care el s-a îndrăgostit la început, acea femeie misterioasă, îi arăți că poți să-ți construiești o viață a ta proprie și personală, îți recomand să-ți faci hobby-uri, îți recomand să ieși, îți recomand să-ți faci un abonament la sală, să-ți faci prietene noi, să începi să flirtezi, să ai grijă de tine, de înfățișarea ta, să-ți schimbi look-ul, tunsoarea, să-ți iei haine noi, să mergi la sesiuni de dezvoltare personală, la concerte, la evenimente. Trebuie să începi tu să trăiești viața singură, separat de el, astfel încât arătându-ți și ție și lumii întregi că ești o ființă întreagă, de sine stătătoare, capabilă să trăiască viața în armonie așa cum este ea. Singura cale prin care poți să-l recâștigi dacă îți dorești și ai luat decizia că vrei să salvezi această căsnicie este să creezi spațiu și să-l lași ca el să revină către tine și dinamica să fie, toată energia să fie de la bărbat la femeie, așa cum a lăsat Dumnezeu pe acest pământ ca bărbatul să cucerească femeia. A doua posibilitate pentru tine, dragă Mihaela, dacă tu hotărăști că această căsnicie nu merită și nu vrei să-ți salvezi căsnicia și nu poți să treci peste această infidelitate, atunci singura cale care funcționează este să-l lași să plece, să-ți iei un avocat, să vindeți tot ce aveți împreună și fiecare să meargă pe drumul lui. Ceea ce nu funcționează sub nicio formă în toată această situație este zbaterea. Ceea ce nu va funcționa și te va bloca să rămâi prinsă în în această disperare în care te afli acum, este să te zbați, să-l ameninți, să te plângi și nu vei putea să ieși în nicio direcție. Deci, sub nicio formă, agățatul și zbaterea nu sunt calea. Deci, ca și o concluzie, ca o recapitulare la ce am expus până acum, este fie decizia să salvezi căsnicia și să îți construiești o viață minunată tu, sau fie decizi să divorțezi, te desparți, te desprinzi de el, ți-l descleștezi cu totul din simțire și îți construiești iarăși o viață pe cont propriu. Acum, dacă ești într-o situație similară și te regăsești în situația Mihaelei și ai nevoie de sprijin și nu știi cum să te desprinzi de el, nu știi ce decizie să iei sau vrei să salvezi căsnicia și ai nevoie de ghidare, atunci programul meu Reconnect Love este locul ideal unde poți începe pentru a-ți salva căsnicia. Ai detaliile acestui program în linkul de mai jos. Acum eu îți mulțumesc că m-ai urmărit. Like și share, poate știi pe cineva cu care poți să ajuți cu conținutul acestui videoclip. Iar acum la final, amintește-ți mereu că nu trebuie să spui viața pe hold pentru un bărbat și că trebuie să-ți iei viața în mâinile tale. Fericirea depinde de tine și este doar o decizie. De tine depinde să-ți construiești propria fericire, indiferent de ceea ce face el. E destul de uimitor, însă cea mai bună cale către a-ți salva fericirea este construirea unei vieți prin tine însăți. Pe curând!